Iată-ne la sfârșitul anului 2017, un an în care am finalizat și început mai multe proiecte. Dintre proiectele finalizate, aș putea aminti, cred că cel mai important, obținerea finalizării pentru reabilitarea celor 5 km de drum din zona Bulătău. Consolidarea malurilor în zona Bulătău, maluri care au fost afectate în urma inundațiilor din 2016, finalizarea lucrărilor la stadion, înființarea unor spații de joacă în zona Pietrosu, Modrăzău, Zemeș și Bulătău, reabilitarea grupurilor sanitare în blocul Foraj, finalizarea amenajamentului silvic, refacerea cărților funciare și întaburarea mai multor terenuri pentru a putea obține proiecte de finanțare. Un proiect important a fost cel al asigurării transportului copiilor cu dizabilități la centrul de recuperare din Comănești și am reușit să acordăm concediile de odihnă însoțitorilor persoanelor cu handicap. Am reușit începerea picturii la Mănăstirea Strigoi, iar pentru sărbători dorim să acordăm niște etichete sociale persoanelor vârstnice. Pentru anul 2018 avem în desfășurare mai multe proiecte. Aș aminti din ele proiectul pentru reabilitarea căminului cultural. Suntem în faza de licitație, depunerea pe gal a unui proiect pentru reabilitarea trotuarelor în comuna Zemeș. Avem proiect pentru modernizarea, renovarea și dotarea școlilor Ștefan cel Mare și Ion Creangă. Avem un proiect pentru sală de sport în comuna Zemeș. Avem un proiect pentru reabilitarea șanțurilor în comuna Zemeș, pentru reabilitarea dispensarelor și dotarea acestora, pentru reabilitarea părâului și a cișmelei din zona Canuș și ne dorim reabilitarea unor ulițe. Aș dori să vă mulțumesc pentru încrederea și răbdarea de care ați dat dovadă și cu prilejul sărbătorilor de iarnă vă doresc multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. La mulți ani!